O nouă activitate din cadrul proiectului Tineri pentru Mehedinți, cofinanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, are loc în perioada 4-11 august. Denumit simbolic oportunității de carieră în Mehedinți 2, seminarul implică participarea 50 de tineri din județul Mehedinți. De această dată, tinerii participanți sunt elevi ai Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja, dar și tineri din zona Izvernă. Tineri pentru Mehedinți este un nou proiect cu finanțare europeană prin intermediul proiectului Erasmus Plus, menit să ajute la inserția tinerilor pe piața muncii din Mehedinți. În sensul acesta, timp de mai multe zile, 50 de elevi ai Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja, dar și tineri din zona Izvernă, participă la o serie de seminarii cu privire la perspectivele și provocările pieței muncii din județ. Continuăm, după cum bine știți, proiectul Tineri pentru Mehedinți, iar acum am început cea de-a treia activitate care îi vizează pe tinerii absolvenți sau cursanți ai filierei vocaționale și nu doar, mai avem o activitate care va începe doar peste câteva zile cu absolvenți de filieră teoretică. Încercăm să vedem care sunt problemele specifice acestor filiere și cum reușim să le oferim soluții tinerilor în așa fel încât să rămână în județul nostru și după finalizarea studiilor. Am avut invitații aici elevii liceului pedagogic, am discutat despre oportunitățile și despre perspectivele pe care aceștia le au la terminarea liceului pedagogic. Sigur, le-am stat la dispoziție cu întrebări, cu răspunsuri la întrebările lor, le-am prezentat toate problemele sistemului, le-am prezentat intrarea în sistem și tot ceea ce ține de acest lucru. Sigur, există în rândul lor și elevi care vor să urmeze o instituție de învățământ superior în alt domeniu, dar majoritatea elevilor, și este un lucru îmbucurător, vor să rămână în județ să urmeze o carieră în învățământ. Astfel de activități, nu doar cele care se derulează în cadrul acestui proiect, sunt benefice pentru elevii noștri, pentru tinerii noștri, cred că și altele ar trebui să se deruleze, astfel încât să-i conștientizăm că și zona noastră are un potențial deosebit și ar trebui să rămână, să muncească și să locuiască aici. Scopul activității îl reprezintă identificarea unor direcții de acțiune care să genereze creșterea numărului de tineri mehedințeni integrați pe piața muncii din județ. Vei rămâne mehedinț sau te va atrage mirajul orașelor mai mari? Voi rămâne în Mehedinți, deoarece vreau să fac o schimbare în orașul nostru și vreau să aduc tinerilor și noilor elevi care vor intra la absolvenților de liceu să rămână și să-i motivez, pentru că și la noi în Severin se pot face activități și se vor găsi anumite joburi. Sincer, voi alege un oraș mai mare pentru că aici este problema posturilor, nu sunt găsite chiar atât de ușor. Deci în Mehedinți nu sunt locuri de muncă? Nu, după părerea mea. Dacă nu alegi să devii profesor, ce vei face în viitor? Ce profesie îți vei alege? Care te reprezintă de fapt? Aș vrea să-mi deschid o mică afacere și mai exact o cofetărie, pentru că în asta mă regăsesc. Este un program super benefic pentru toți tinerii și îndemn și pe restul colegilor mei să se înscrie în astfel de proiecte din care cu siguranță au de învățat ceva. Următoarea activitate a proiectului va aborda oportunitățile antreprenoriale pe care le pot avea tinerii mehedințeni. Proiectul este coordonat de Asociația Elevilor Mehedințeni.